Salutare și bine v-am găsit la o nouă poveste! Astăzi vreau să vă citesc o poveste super haioasă. O poveste pe care eu o am în biblioteca copiilor de vreo 6 ani și pe care am citit-o și răscitit-o de 10 de ori și care se numește Ghici cine vine în vizită. Ia să vedem cine vine în vizită. Pe o insulă trăiau două surori. Duceau acolo o viață fericită. Nu se întâmplă niciodată nimic. Poate doar atunci când merge în pădea fragilor să termina ceaiul. Atunci cele două surori plecau cu barca la cumpărături în orașul din apropiere. Ziarele soseau cu vaporul o dată pe săptămână. Totul mergea bine. Ia uitați-le pe cele două surori, cum erau ele ajutate de cățel să facă tot felul de lucruri prin grădină. Până într-o zi, când poștașul a adus o scrisoare. Surorile au deschis plicul și au citit. Așteptați-mă marți, vărul vostru, Hans. Marți? Păi azi e marți. Ia uitați-le pe cele două surori cum primesc o scrisoare cum că vărul lor, Hans, vine în vizită. De fapt, vărul sosise odată cu scrisoarea, pe același vapor. Surorile s-au bucurat foarte tare. După numai o zi de la sosirea sa, vărul a început să se mire. Ia uitați pe vărul Hans, cum le salută când vine. Cum poate cineva să trăiască în felul ăsta? Dar nu-i nimic, am să vă ajut eu. Fac eu ordine aici. Da? Au văzut aici și au văzut un robinet care era bandajat, da? Și nu i-au plăcut o mulțime de lucruri de la surori din casa lor. Mai întâi a reparat robinetul, apoi lampa din vestibul. Surorile sunt foarte încântate că vărul lor este în vizită. Ia să vedem ce am mai făcut. Le-am mai ajutat să scrape lemne, le-am mai reparat un scaun, da? A făcut o grămadă de reparații acolo în casa surorilor și apoi a vopsit casa. Hei, ce vă mirați așa amândouă? E mult mai bine ca înainte și foarte modern. Eu fac asta cu plăcere pentru voi, fără discuție. Da, uitați pe surori care se uită puțin ciudat la noul aspect al casei lor. A doua zi, când surorile au intrat în bucătărie, vărul pregătise deja micul dejun. Ce s-a întâmplat cu untul și cu marmelada? Și unde este omleta? De astăzi înainte avem numai cereale. O să vedeți că sunt de bune pentru sănătatea voastră și cât de delicioase, o nebunie, nu-s grozave? Iar la masa de seară a spus, animalele nu au ce căuta în casă, împrăștie microbi. Prin urmare, cățelul, pisica și pasărea, tot de afară. Pe ploaie însă, asta nu le convenea chiar deloc. Ia uitați-le pe animale, cum stau săracele, cum au fost date afară și surorile cărora nu le prea place mâncarea adusă de vărul Hans. Ei, v-ați trezit? A început să strige vesel vărul de dimineață, când nu se luminase încă de ziua, iar surorile dormeau neîntoarse. Vă recomand puțină înviorare, face foarte bine. Și uite așa, în fiecare zi la răsăritul soarelui, pe răcoare, cele două surori erau nevoite să execute tot felul de exerciții complicate. Apoi vărul le punea pe amândouă să înoate. Ia uitați-le pe surori cum fac exerciții, iar apoi cum sunt nevoite să înoate. Într-o dimineață, în timp ce se spălau pe dinți, surorile au auzit un zgomot foarte suspect în camera de zi. Am făcut puțină ordine. Nu trebuie să mulțumiți, fac cu plăcere toate astea pentru voi. Vechiturile le ducem în pod, aici ne deranjează. O să vă învăț cum trăiește lumea în ziua de azi. Și camera a devenit dintr-o dată pustie, fără pic de confort. A fost îndepărtat și până și frumosul orologiu. Apoi s-a așternut o liniște adâncă. Dar vărul Hans a luat toate lucrurile care i s-au părut lui că nu prea au ce căuta acolo, le-a pus în cutii și casa a devenit tot mai goală. Iar când, după somnul de amiază, surorile au vrut să ude florile, era prea târziu. Cineva trebuia să facă puțină curățenie și în grădină. Veți fi surprinse cât de frumos o să fie. Dar totul devenea plictisitor și pustiu. Cât se
poate, de pustiu. Da, nu mai erau nici florile în grădină și surorile deja erau foarte supărate. Atunci surorile s-au îmbolnăvit. Nu ți se pare și ție că am exagerat? A întrebat prudent într-o seară una dintre ele. Slavă Domnului, credeam că ție îți place, a răspuns cealaltă. Trebuie să-i spunem neapărat, așa nu mai merge. Dar cum? Toată noaptea s-au gândit la asta. Ia uitați-le pe surori cum încep să ia medicamente, pentru că s-au îmbolnăvit, da? Pentru că nu le convenea deloc ce se întâmpla. A doua zi, când au intrat în camera vorului lor, l-au văzut făcându-și bagajele, bombănind. Ce plictisitoare sunteți, ce figuri triste, nu v-am ajutat eu oare, n-am preparat eu tot pe aici, iar voi, voi tot nemulțumite sunteți. Cu oameni ca voi nu se poate face nimic bun, plec acasă la mine. Fai, dar trebuie să mai rămâi, l-au rugat cele două surori, doar pentru că erau bine crescute. Nu, nici vorba, nici o secundă, a răspuns vărul și dus a fost. Ia uitați-l cum își face bagajele și cum pleacă. Ia uitați-i pe câine și pe pisică cât sunt de fericiți. Abia s-a îndepărtat vaporul și toate au revenit rapid la locul lor. Animalele locuiau din nou în casă, cățelul avea voie din nou să doarmă pe sofa. Toate lucrurile dragi au fost repuse în drepturi. Iar cele două surori s-au însănătoșit pe dată. Doar uneori, când mai curățau cartofi sau când stăteau în grădină, și mai aminteau ce rudă drăguță le vizitase de curând. Păcat doar că plecase atât de supărată. Ia uitați-le cum toate lucrurile vechi și le aduc în casă și revopsesc, desigur, casa. Și aici o poză de familie cu vărul Hans. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea din seara asta. Acum nu avem voie să primim pe nimeni în vizită, da? Toată lumea stă acasă, în siguranță. Bine, să aveți o seară minunată! Pa,